What the fuck is Counter-Strike now? Ce? Nu existențează așa ceva în casă. Brichete? Pica! A? Am vrut să văd. E, mă, da. Neo, Filip Kupski, one of the most legendary players in Counter-Strike history. I actually think he's the best 1.6 player of all time. Not by a massive amount. Like, I always thought it was between him and Forrest, and you could make cases for each. What the fuck? Because because nu găsești acum vorbim de perfect. Așa, nu sunt bune. Ești logic dacă mai câștig două meciuri, nu te fi doar așa. Mă, unde se plăși? Mi-e frică să merg cu el, e greu. Când stai aici? Acum ce zic? Nu cred că acum are nevoie de mine. Îmi duc să-i spun, bă. Luăm un scooter. Adina, nu greu ca mea, ușor. E mai ești un scooter decât o bicicletă. Nu vreau scooter cu pedale. Electrică? Nu pot să mă scut de la multa mea înapoi. Până în iunie. Nu, că de-aia am zis că să-și facă biciclete. Păi dacă zic că dai tu, am zis că nu mai facem pe mea, că... Oricum îți dezmembra bicicleta asta. Că trebuie să iau mânerele, știi? Că trebuie să mă uită bicicleta. Oricum trebuie și-mi iau una așa. De fapt, să mai fac asta, mă. E nouă în pula mea.
bez kampurnika laliferu. Prosto jedan giz, imam for free. Pa je tu di čaj porni kaloriferu? E še ovo se sam slučaj ljede po kaloriferu? Ne mislim se kako. Ne mislim se kako. Ne mislim se kako. Ne mislim se kako. Because! Da. Hai! Hello! Hello! Guys, do you wanna know, Co znamy? Jesteśmy Polakami, jakby co? Why the chicken cross the street? Yo, nigga. Because! Behind. Idiot. Go. Go. Backside. It's the most underrated gun ever, P-Pen 2000. In smoke. Short, and in smoke. Sure, con. Blue. Because? We say, dlaczego kurczak przeszedł przez ulicę? Nie, ja, kurwa! Bo tak! Exactly, like that. I love... Tell me a joke in Polish. Joke in Polish? Andr. You need to pick palace, guys. We both died ramp. Come
I like. Come on. Going window now. Short. Fuck! You are good, man. Come on, let's go. Quick sticks. Eu am pupat, nu vreau să mă, că am pupat pe ăsta de fără bun, nu? Este prea iaurt, am zis. Dar m-am gândit acum când e chiar prea bun. E de mult. Păi mai are două săptămâni când expiră. Da? Da. Da, aia. Nu. Mai e bun, nu? Nu. A fost deschis? De aia. Bica?
Right side here. He's inside. Normal nici prăjitorul nu mai e bună, da? Mister. Info. Fire in the hall. He's morphing, but he's a prostitute. Gone one. Mau mau. No. Meow.
Just hide, Blue, hide. Nu vezi că stă în spate când eu mă bat. Finally, somebody has spoken. Let's move. Come on, hurry up. Du-te morții, măti. Sunt morții, mă.
Let's go, let's go. Mon amu. On outside, it's closed, bro. Why you stay there? He jumping Molly. Idiots, ramp! They rushed ramp! Okay, I love you. Landing. Once I showed him the ban, now he's doing shit. And you see, you see the changings. It's like
Bro, you can't. Short. Co papi muňaňu? Under the window. Outside, Dram. Low Palace. Low Palace. Ede, pula mea ce proști sunt ăștia, mă. Remove any.
any doubts in your head. It's us or them. Something B. Nu te morți, mă, e de Mr. Pickle. Ah, this is bullshit.
chop chop. Throwing fire. Noi suntem în gară și merem în Viena să băgăm șnițel vienez. Ani din ale acolo. Parchează lume. Și chiar aici lângă gara, mă. Să alegi mai mult. Bă, dar ce mult. E 17 euro costă atât ce vedeți aici. Împreună costă. Nu mi se pare scump, adică... Hai să caut, să văd dacă are ustensile aici. Hai să desfăcem prima oară. Asta e de plastic? Și atunci să nu se prinde șnițelul pe aia, știi, să o topească acolo. Vreo 12 euro. Să băga ca lumea. Uai, băi, nu știu cum sunt făcuți cartofii ăștia. Sigur nu sunt congelați și apoi făcuți, dar... Sunt bun de numă, mă, cartofioane. Eu mi-am ales varianta de pui, dar mâine sau poi mâine când mă... Și hai să... Bă, hai să vedem ce preț erau. Mai încolo erau la 3 euro. Preț ok, adică. M-au făcut să-mi împachetez eu șnițelul, nu știu dacă vedeți, dar mi-a dat o foiță de aia, eu nu știam ce îi. Bă, frate, nu mai pot. Ia credeți să-mi pune la pachet. Mă duc după ce. Ok, și asta e nota de piață. 30 de euro. Thank you, bye bye. Hey! Did you know that the very first version of Windows 95 accepted simply 10 ones as a valid CD key? I didn't, and when I was recently installing Windows 98 on an old computer, a friend of mine, John Sawyer, aka JKs on Twitter, told me about it, and that got me curious. How exactly did the serial check of Windows 95 actually work? And why would it accept a very small days? I thought it would another 003 digits. Next, if we 4, 5 and 6 don't work either, but 7 works. And after that, 8 doesn't work, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, but 16 works. And the next number that works is 25. Well, what do all these numbers have in common? Well, if you stare at them for a while, you might notice that the sum of all digits of the valid serial numbers is always divisible by 7 without a remainder. This explains why 7 ones is a valid CD key. The sum of the digits is 7, 7 divided by 7 is 1, and there's no remainder, and so it's a valid.